Povești de la Școala Informală de IT. Salut și bine te-am găsit la ediția specială a podcastului care spune povestea Școlii Informale de IT. Drumul unei idei până la școala nominalizată astăzi ca lider în educația alternativă din industria software. Un podcast despre oameni speciali și locul unde ei se întâlnesc de 7 ani. Partea sufletească de a da mai departe ceea ce și eu am primit de la alți oameni minunați care au crezut în mine. Asta e primul lucru pentru care fac mentorat în cadrul Școlii Informale de IT, pentru a da mai departe ce am primit și eu. Mi-s foarte dragi cursanții mei. Încerc să am chiar o relație mai apropiată, dându-le din experiența mea atât de succes cât și cu diferite eșecuri pe care le-am avut, să vadă că se poate. Chiar am avut un cursant, zice, Claudia, nici pe mama nu am sunat-o, te-am sunat întâi pe tine să-ți spun că m-am angajat. Și era foarte, foarte fericit. Claudia Lonean, primul mentor de la Școala Informală de IT. Anul 2014, prima generație de cursanți, primele emoții de început de drum, prima linie de cod care se testează primii 11 absolvenți și un om născut pentru a fi dascăl. Claudia a făcut primul pas pentru a schimba paradigma clasică în educație. Cum? Demonstrând că doar informală poate fi relația dintre un mentor și un cursant. De atunci și până astăzi, 94 de generații de cursanți au absolvit software testing la Școala Informală de IT. Spune-mi, te rog, despre rolurile pe care le-ai avut până acum în industria software, cele mai mari proiecte și ce mai ascunde palmaresul tău de reușite pentru cei care nu-l cunosc. Da, am jucat foarte multe roluri în industria IT. Am început acum mulți, mulți ani și am început ca și developer. Apoi, treptat, a început să apară pe piață acest rol de QA. Și mi-a zis să văd despre ce-i vorba, având și skill-urile tehnice necesare ca să fac meseria asta cât mai bine. Și apoi, jucând rolul de QA pe multe proiecte, am trecut în rolul de test manager, am condus echipe de QA, apoi am condus echipe de proiect de pe rol de project manager, iar acum conduc mai multe proiecte de pe rol de delivery manager. E un proiect aproape de sufletul meu din cariera mea de tester. Era pentru o companie mare de asigurare în care o echipă foarte mare, cred că eram în jur de 30 de oameni, a trebuit să facem o migrare a unei platforme și acolo m-am ocupat în principal de performance testing la acea platformă și este unul dintre proiectele care mi-au rămas la suflet pentru că am lucrat cu niște oameni senzaționali, tehnologii frumoase și am și învățat foarte multe along the way. Dacă nu ai fi activat în zona IT, care crezi că ar fi fost astăzi drumul tău? Da, eu vroiam să mă duc la SRI ca și adolescent. Cred că zona de psihologie aș fi ales-o dacă nu aș fi ales IT-ul. Deci total în altă direcție. Ca să vezi cum te duce drumul vieții până la urmă. Da, da. M-a dus drumul vieții și nu mă supăr unde m-a dus, mai ales că zona de psihologie o pot aplica în multe alte contexte, inclusiv ca și management de oameni. Aplic zona respectivă ca și mentor la Școala Informală de IT. Din nou, am șansa să învăț și să aplic lucruri pe zona aceasta. Ce nu ai învățat în școală, dar ți-ai fi dorit acel lucru special pe care îl predai astăzi la Școala Informală de IT? Aș merge pe două mari zone. Una e legată de modul în care se preda la școală. Era mai mult un monolog în care ni se transmitea informație. Inclusiv acum aud că în loc să se dea, nu știu, document sau materie în format electronic, se dictează copiilor. Deci modul în care se livrează conținutul materiei respective. Și asta înseamnă prin diferite tehnici. Lucru în echipă, prezentări pe care copiii pot să le facă, să-i creezi un mindset în care să gândească materia respectivă, nu să o memoreze. Deci asta este o zonă de livrat și partea cealaltă a zice diferite materii cu care noi ca și adulți ne confruntăm, nu știu, public speaking, prezentări, educație financiară, materii de genul ăsta de care ai nevoie ca și adult.
Ce înseamnă să fii mentor la școala informală de IT? De fapt, ce conține, hai să zicem, fișa informală a postului și de ce, până la urmă, ai ales să adaugi acest rol în cariera ta? Partea sufletească de a da mai departe ceea ce și eu am primit de la alți oameni minunați care mi-au dat șanse și care au crezut în mine. Asta e primul lucru pentru care fac mentorat în cadrul școlii informale de IT, pentru a da mai departe ce am primit și eu. Mai sunt lucruri în care crezi, modul în care ar trebui să se facă, să se predea o materie, deci cumva să schimb paradigma educației în România și chiar dacă este la un nivel mai micro, mă bucur că o pot face și prin asta încerc să schimb modul de predare. De ce ai ales rolul de mentor la școala informală de IT? Inițial printr-o șansă care tot o minună de aici din școală mi-a oferit-o, pentru a da mai departe, așa cum am spus și mai devreme, și în al doilea rând pentru a-mi dezvolta și mie niște calități, și anume de a structura informație, de a livra conținutul unei materii, de a gândi exerciții și mod de a preda. Lucrul care trebuie să recunosc că a fost destul de provocator la început și în continuare îmi face foarte mare plăcere să gândesc cursuri și să gândesc exerciții și moduri, să zicem, mai inedite de a preda, precum și pentru cursanți să învețe. Mi-s foarte dragi cursanții mei. Încerc să am chiar o relație mai apropiată, dându-le din experiența mea atât de succes cât și cu diferite eșecuri pe care le-am avut, să vadă că se poate. Încerc să-i sprijin cât de mult pot și în timpul cursurilor cât și după, astfel încât să le ofer cât mai mult din suportul meu. Sunt cursanți care după ce se angajează, chiar am avut un cursant, zice: Claudia, nici pe mama nu am sunat, tot am sunat întâi pe tine să-ți spun că m-am angajat. Și era foarte, foarte fericit. Sunt grupe de cursanți cu care m-am văzut inclusiv la o bere, la o pizza, după, nu știu, 2-3 ani în care s-au întâlnit din nou toți. Am avut sesiuni de alumni în care veneau la întâlnirile școlii informale de IT. Da, zice că am o relație apropiată cu foarte mulți dintre ei. Ce fel de mentor te consideri? Mă interesează foarte mult dacă își găsesc un loc de muncă, cum activează după aceea în cadrul companiilor de IT, cer feedback când știi unde se angajează, cer feedback despre ei, cum se întâmplă, cum activează. Îi intră pe ei, cum se descurcă, dacă le-ar mai fi lipsit ceva în cadrul școlii. M-a zice un mentor interesat de ceea ce se întâmplă cu ei. Care este tehnologia sau tehnologiile pe care o predai sau le predai și cum arată cererea de specialiști pe această nișă? Predau în continuare meseria mea de suflet, aceea de QA, de tester. Cum arată în acest moment zona aceasta în industria IT? Încă este foarte mare cerere. Legat de curicula acestui curs, ce pot să spun este că este într-o continuă schimbare. Cer feedback foarte mult atât colegilor de la mine de la servici, cât și celor deja angajați după ce au absolvit cursurile școlii informale, tocmai ca să văd ce anume lipsește din ceea ce se vede la școală pentru a fi cât mai mult în sync cu cerințele pieței. Este cerere în continuare. Din ce domenii vin cursanții, cei pe care îi înveți la școala informală de IT? Și dacă poți să-mi dai un exemplu, hai să zicem, neconvențional. Da, vin din foarte multe domenii. Chiar când încep cursul, îi întreb inclusiv asta, de unde vin. Sunt domenii variate, de la arhitectură, poliție, sistem bancar. Printre cele mai dragi mie cursante de data aceasta a venit din domeniul Kineto și mi s-a părut senzațional că nu avea nicio tangență cu industria IT și totuși un cursant din domeniul acesta a venit la cursurile școlii informale și numai că a venit la cursurile școlii informale, dar a și făcut o treabă extraordinară. Acum te ascultă și cei care vor să facă pasul spre IT și o să le devii mentor. Ce le poți spune încă de pe acum referitor la experiența prin care o să treacă alături de tine la școala informală de IT?
Să aibă curaj dacă vor să schimbe ceva, asta e primul lucru, să vină cu încredere la cursurile școlii informale, să lase garda jos și să lase oamenii, ca și mine, mentor în școala informală de IT, să găsească acolo înăuntru talentele fiecăruia dintre ei. Și să-și aloce mult timp, pentru că e nevoie de mult timp, să investească pentru a putea reuși și să asimileze cât mai multe informații predate la curs. Deci curaj, timp, răbdare și încredere. Procesul acesta de schimbare și de învățare a unei noi industrii cere timp. Cere timp și, pe lângă timpul și efortul de a face multe exerciții, de a învăța, de a citi, de a-ți face temele, cere și răbdare legată de tine ca și individ, că la un moment dat progresul va fi mai încet, mai lent, și să ai răbdare că va fi bine. Nu e de ajuns să venim la curs. Dacă plătim, venim acolo timp de câteva ore, am închis ghiozdanul și ne vedem de treburi. Iar venim la curs, nu facem nimic între cursuri, nu-i de ajuns? De ce să petrecem mai mult timp? Nu e de ajuns, pentru că orice industrie nouă cere mult focus și să citești mult despre industria respectivă, să poți să faci conexiuni între cursuri. Ținând cont că de multe ori, de exemplu, în cazul cursului de testare, este o săptămână. Poți să uiți ceea ce ai învățat, nu aplici, nu reiterezi materia respectivă, nu faci conexiunile necesare. A zice că ajungi la curs, se va lua altă materie și nu mai poți să faci conexiunile cu ce s-a predat săptămâna trecută, mai ales dacă nu ți-ai făcut tema. De fapt, nu este obligatorie în cadrul școlii informale, dar își dorește să aplici ceea ce ai învățat la curs. Și dacă nu-ți faci tema și reiterezi din nou materia, șansele sunt foarte mari să memorezi respectiva informație decât să o înțelegi. Scopul este să înțelegi ce este acolo și, indiferent în ce context te afli, să poți să găsești o soluție. Pasiunea este mai importantă decât salariul? Da și nu. Ai nevoie și de un salar ca să te poți întreține, deci asta, și să-ți faci și alte hobby pe care le ai în viață. În schimb, e important și să ai pasiune în ceea ce faci. În industria IT trebuie să ai acel dram de nebunie și de pasiune pentru a putea să activezi în această industrie. De ce ne-ai recomandat școala informală de IT? Energie, focus, din nou oameni interesați de ceea ce se întâmplă cu tine și după curs și în timpul cursului. Inclusiv s-a făcut în cadrul școlii informale un studiu legat de motivația cursanților și noi, ca și mentori, avem grijă legată de această motivație. De exemplu, chiar când se începe un curs, majoritatea cursanților sunt foarte motivați. Încep ceva nou, wow, super! Și apoi, treptat, după ce se intră în materie și mai ales dacă nu s-a alocat timp să înveți, să aprofundezi acel subiect, treptat, ajungi într-un punct în care îți este tot mai greu. Asta este undeva puțin înainte de jumătatea cursului, în care apare o demotivare, simți că nu-i de tine, că ți este greu, că nu mai poți să faci față, intervine oboseala și pentru cei care alocă mai mult timp. Deci este o demotivare pe care cursantul o simte în acel moment. Și aici intervine școala prin mentorii ei, astfel încât să-i motivăm, să le dăm din nou un boost de încredere, să ajungă la un nivel de motivație bun să continue. Deci a zice că pe lângă curicule faine și la zi cu industria IT, în școala informală de IT sunt mentori care își doresc să motiveze cursanții să reușească să-și găsească un loc în industrie. În final, pentru cei care, așa cum spuneai tu la un moment dat, au nevoie de curaj, da, ce le-ai spune? Cum i-ai îmbărbăta? Să se gândească din contextul în care ei sunt acum, ce opțiuni au, ce s-ar întâmpla dacă ei ar rămâne în industria respectivă și, nu știu, ar trece 20 de ani și ar fi tot acolo. Le-ar părea rău? Ar fi vrut să schimbe la un moment dat ceva în viața lor?
Și dacă răspunsul este da, atunci să se gândească acum care sunt alternativele pentru ei. Este IT-ul, poate fi o opțiune, dacă da, go for it. Este greu să faci o schimbare, să schimbi contextul, să schimbi industria, să schimbi colegii. Ideea este să te gândești ce îți dorești pe termen lung de la viață, ce obiective ai, ce îți dorești să faci și dacă este IT-ul, acum e momentul. Acum cu atât mai mult e momentul, aș adăuga. Da, așa este. Mai ales că industria IT acum s-a dovedit și în pandemie că este o industrie solidă. Cred că IT-știi vor fi ultimii care vor merge înapoi la birouri. Îți oferă opțiunea de a lucra de oriunde din țară, deci numai dacă ești din Cluj să te angajezi la o firmă de IT din Cluj, dacă ești din București la o firmă de IT din București. În momentul acesta mi se pare că ușa este deschisă pentru orice om de oriunde, pentru orice firmă de IT de oriunde din lumea aceasta. Deci oportunitățile sunt nelimitate în acest moment. Plus că, iată, eu dacă vreau să vin la cursurile Claudiei Lonean, fără problemă pot să vin chiar din București la tine la cursuri acum. Exact, exact. Povești de la Școala Informală de IT. Ai ascultat un podcast special din ediția aniversară 7 ani de Școala Informală de IT. Rămâi aproape pentru un nou episod despre locul unde viețile oamenilor se schimbă în mai bine. Hai pe www.școalainformală.ro sau ascultă-ne pe Google Podcast, Stitcher sau Spotify. Până data viitoare, nu uita! Există o linie de cod care te ajută să celebrezi la timp momentele speciale.